Ramiro's padre su padre cantar. Lucy metió la porza de la cosa. Creo que de nuestra cobró la galla garo la fri. Se normal, lo que se acostaba, se me llama pronto. Pero la y trago a Rusia al Yash, no Rash. En Vini, que se metió a Rash, se pensó el fuerte mar de Strixis, o lo mire, si no existe, era un fuerte grave situación, que se vio un cuba, en base a aviones que había de Rush, se bombardeó el Rash. Și atunci au decretat, mă rog, să se stingă la ora 4-5, să existe până dimineață o lumină. Și mă știu evrei. Evreii, ca să fie ținta precisă a rușilor, prin coșurile caselor, puneau-te o lanternă. Și obiectivul era gata. Vine și arunca cu bomba. La mare de asta, ce-au făcut evreii în Iași, când armatele treceau pe front, ostașul cu rucsacul în spate, cu 25 kg, armă zășit, baionetă cu tot echipar de război. Se trezeau cu apă fiartă de pe înălțime de etajă și opăreau pe ostași. Deci sunt realități, înseamnă, nu sunt deloc povești, nu. Sunt mari circuzimi care s-au detact în sfârșit. De altfel, după cum se vede și la ora asta, la noi n-a existat Holocaust. N-a existat. Ca declarat un președinte care nu are habar de evenimente de care s-au petrecut și spun că a existat Holocaust în țară. N-a existat. Nici un document. Asta este invenția lor pentru invenirea românilor. De aceea adevărul a devenit minciună și minciuna adevăr. Pentru că noi am fost totdeauna prea buni cu străinii aceștia și ei au văzut bunătatea noastră și ne-au redus la tăcere prin această atitudine. Luată din Sfântului creștin. Eram în bușcărie și am întrebat pe un Caraliu. Era un sergent major care avea câte 24 de ori să-i supravieze acolo. S-a mă dat pe dimineață. De ce vă comportați așa de salvatic cu noi? Deci prin ziua de poliție, iar pe bolșevii ăștia hoțe, bandițe și au spart ucis. Și de ce așa de manierați? Uitați drepturile, pachete de scrisori, cu un vorbitor. Păi, bandirile, nu spuneau. O durat vreo două săptămâni. Și, de dimineață, prin curte, fiind de urmă, cheamă la el, Caraliu. Băi, ia să spun eu ce s-a întâmplat cu mișcoață. Măi, bandiți ăștia care sunt aici în mușcării a spart o casă, o furat, a ucis, a făcut lucruri grave, într-adevăr. Dar ăștia
a făcut un rău local, mă, așa. Pe orice lege se răscutește ca să se hrănească. Și purtul ăsta i-a zis cumva. Dar voi ați ucis o nație, mă. Nu un om. Ați ucis un om. Dar voi o nație. Pentru că voi, pe creștinii, creștinii sunt sabotul, ați stăpânit neamul, toată țara asta. Și nimeni nu trebuie să vă locuiască cu voi. Bine, la toată stăpânirea asta și dictatura asta, cum eu sunt astăzi, a fost pe bine neamul sau rău neamul? Am avut încă două întrebări și mai stă de vorbă. Am avut, zic că am plecat de acolo. El se informa la ședințele lor. Era îndoctrinat. Și punea problema. Și se răspundă. Și cu noi de ce nu vorbiți așa? De la om la om. O și întrebare. Trebuia să stăltă după vreo 4 zile, după ce discutam. Pentru că voi sunteți, aveți foarte puteri de convingere și dacă am stat de vorbă cu voi, le convingeți pe noi. Deci noi nu avem păstă. Nu ne lasă să stăm de vorbă cu voi. Și toată treaba asta, în sfârșit, cum exista, mă rog, lumea asta noastră. În caz, spune, la Baia Sprie, muncile forțate de mină, o vățea foarte mult, este loc. Mai ales că nu era de bine sărătos, foarte mulți scobau așa după 20 săptămâni, o lună, și se îmbolneau urât. Mai forță în notă să intre cu temerul, să apără temperatură, îi băga în sfârșit în muncă. Chema dimineața la intrare, era un fel de control sanitar. Chema doctorul nostru, ce are ăsta, bă? Păi, domnule, are 30 de grade. Asta cât are? 39. Și mă, dar eu am avut, am intrat în muncă, băi. Și mă duc, băi, pe mine așa. Pe medicină eu am aici. Am aici medicină. Armată am aici. Agricultură am aici. Am inginerie. Nu crezi că mă duc și pe mine așa. Se poate. Încât vreau în mine acolo. La subteran, eram foarte acțiat după o noutate. Că dacă n-am avut 12 ani, n-am avut creion, n-am avut o col de hârtie, de ziar. Da. Și unde vedeam peste tot, vedeam băgată dreptul de hârtie. Să vedem ce se spune, ce se mai aude. Da, și începeam să fiu discuții, băi, ziarul meu a fost așa, și adunam bucățări de ziar, le puneam, le lipeam și făceam comentarii politici. Și de acolo, sigur că erau foarte multe și goluri și păreri de care